Și... Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit! Ne aflăm în incinta Deva Mall, Saldor, unde se desfășoară ultima etapă a calificărilor din grupe în cadrul concursului de cultură generală Citești și câștigi. Concursul este conceput și organizat de Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Evenimentul este transmis în direct la postul local de televiziune Hunedoara TV. Premiile puse la dispoziție de organizatori sunt: pentru locul întâi, 8 biciclete; pentru locul al doilea, 8 tablete; pentru locul al treilea, 8 telefoane mobile cu cartelă. La acestea se adaugă cărți, diplome, trofee și multe premii surpriză. Toate acestea au fost oferite cu generozitate de către sponsorii noștri: Carpat Cement Holding S.A., Complexul Deva Mall, Fundația Mereu Aproape, TopTech Deva și Vodafone, cărora le mulțumim. De asemenea, îi mulțumim domnului Ovidiu Miheț pentru sonorizarea impecabilă asigurată în timpul concursului. Echipele care se întrec astăzi reprezintă Liceul de Arte Sigismund Oduță din Deva, echipa fiind coordonată de domnul profesor Valentin Borca și pe ai cărei membri îi rog să se prezinte, începând cu liderul. Boite Andrei Samuel. Stan Alexandra. Oros Carla. Grigor Glad. Tratnic Peter Ion. Mulțumim! Colegiul Național Sabin Drăgoi din Deva, echipa fiind coordonată de doamna profesoară Irina Bodici și pe ai cărei membri îi rog de asemenea să se prezinte, începând cu liderul. Gheorghiță Anca. Sasa Alexandra. Tudorache Alexandra. Daria Vișonescu. Demian Robert. Mulțumim! Juriul concursului este format din domnul Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovid Însușeanu Hunedoara Deva, doamna Camelia Mestecănean, bibliotecar, doamna Carmen Drăgoi, bibliotecar, domnișoara Diana Trif, bibliotecar și domnul Daniel Oprean, analist programator. Înainte de a trece la desfășurarea propriu-zisă a competiției, doresc să vă reamintesc pe scurt regulamentul. Așadar, avem 5 domenii ale cunoașterii: științe, artă, sport, literatură, geografie și istorie. Pentru fiecare domeniu au fost selectate câte 6 teme, din care concurenții vor alege 4. Fiecare domeniu este obligatoriu. Din fiecare temă se vor adresa 2 întrebări, astfel încât la sfârșitul confruntării veți fi răspuns la 40. Întrebările adresate au fie 4 variante de răspuns, din care doar o variantă este corectă, fie 2 variante adevărat-fals. Răspunsurile vor fi notate de liderul fiecărei echipe pe tablițele primite. Se va nota atât litera din dreptul răspunsului, cât și răspunsul, iar la expirarea timpului și la semnalul meu veți ridica tablițele. Timpul alocat formulării unei întrebări și răspunsului este de 1 minut. Pentru fiecare răspuns corect, primiți un punct. Echipa care la sfârșitul confruntării a acumulat cele mai multe răspunsuri corecte este câștigătoare, urmând să primească 3 puncte în clasamentul grupei. Dacă scorul va fi egal, ambele echipe primesc câte un punct. Pe durata competiției, veți putea folosi una dintre rezervele echipei cu mențiunea ca liderul să anunțe schimbarea înainte de a se afișa întrebarea, iar rezerva să rămână în echipă până la sfârșitul confruntării. Și o ultimă rugăminte adresată publicului: puteți încuraja echipele, însă nu aveți voie să le șoptiți răspunsurile. În acest caz, jurul va penaliza cu un punct echipa pe care încercați să o ajutați. Și pentru a stabili care dintre echipe va alege prima domeniu, invit liderii celor două echipe să extragă un bilet. Deci, echipa Liceului de Arte Sigismund Oduță deschide confruntarea de astăzi.
și alege prima, domeniul și tema. Istorie. Pe câmpul de luptă, primul și al doilea război mondial. Prima întrebare. Cum s-a numit alianța încheiată în 1940 între Germania, Italia și Japonia? A. Tripla alianță. B. Tripla înțelegere. C. Pactul tripartit. D. Axa Berlin-Roma-Tokyo. A expirat, vă rog să arătați răspunsurile. Echipa Liceului de Arte răspunde C, pactul tripartit. Echipa Colegiului Național Sabin Drăgoi răspunde D, axa Berlin-Roma-Tokyo. Varianta corectă este C, pactul tripartit, care stă la baza alianței Berlin-Roma-Tokyo, un punct pentru Liceul de Arte. Întrebarea a doua. Când a fost invadată Polonia de către Germania? A. 1 septembrie 1939, B. 1 septembrie 1940, C. 23 august 1944, D. 28 iunie 1940. Ați răspuns. Liceul de Arte spune A, 1 septembrie 1939. Același răspuns dă și Colegiul Național răspuns corect. Răspunsurile voastre sunt corecte. Un punct pentru ambele echipe. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege domeniu și tema. Literatură. O temă. Personaje din opere literare. Prima întrebare. Cine este tânărul din romanul Enigma Otiliei, care vine în București la unchiul său, Costache Giurgiuveanu, pentru a urma facultatea de medicină? A. Felix Sima, B. Titi Tulea, C. Stănică Rațiu, D. Leonida Pascalopol. Arătați răspunsurile. Liceul de Arte răspunde Felix Sima. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este cea dată de voi, personajul principal, câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Personajul principal al amintirilor din copilărie a studiat la școala de catiheți de la A. Neamț, B. Fălticeni, C. Iași, D. Broșteni.
Să vedem ce ați răspuns. Liceul de artă răspunde B, Vălticeni. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este cea dată de voi, Fabrica de Pop de la Vălticeni. Câte un punct pentru fiecare echipă. Liceul de arte alege un domeniu. Geografia. Și o temă. Capitalele lumii. Prima întrebare. Care este capitala Finlandei? A. Tallinn, B. Skopje, C. Helsinki, D. Sarajevo. Să vedem răspunsurile voastre. Liceul de arte răspunde C, Helsinki. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este cea dată de voi, câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Care este capitala Armeniei? A, Bratislava, B, Podgorica, C, Erevan, D, Oslo. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de artă răspunde C, Erevan. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este Erevan. Câte un punct pentru fiecare echipă. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege domeniu. Artă, sport. Și tema. Fotbal și fotbaliști. Prima întrebare. Care a fost scorul meciului România-Danemarca din preliminariile campionatului mondial din 1990? A. 0-0, B. 1-0, C. 3-1, D. 2-3. Arătați răspunsurile. Liceul de arte răspunde 3-1, varianta C, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde D, 2-3. Varianta corectă este C, 3-1, un punct pentru Liceul de arte, goluri marcate de Lăcătuș, Balint și Sabău. Întrebarea a doua. La ce echipă nu a jucat Gheorghe Hagi? A. Brescia, B. Galatasaray, C. Steaua, D. Inter Milano.
Să vedem ce ați răspuns. Liceul de artă răspunde A, Brescia. Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde D, Inter Milano. Varianta corectă, D, Inter Milano. Un punct pentru Colegiul Național Sabin Drăgoi. Liceul de arte Sigismund Toduță alege un domeniu. Istorie. Și tema. Mari lideri militari. Prima întrebare. Cine este generalul cartaginez care a trecut Alpii în fruntea unei armate care avea și elefanți? A. Hannibal. B. Spartacus. C. Scipio. D. Pirus. Să vedem răspunsurile voastre. Liceul de artă răspunde A, Hannibal. Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde C, Scipio. Varianta corectă este A, Hannibal. Un punct pentru liceul de artă. Scopul era cucerirea Romei. Scipio a luptat împotriva lui Hannibal. Întrebarea a doua. Cine este geniul militar care a cucerit Imperiul Persan? A. Pericle. B. Ramses al II-lea. C. Alexandru Macedon. D. Burebista. Timpul a expirat, să vedem răspunsurile voastre. Liceul de artă răspunde C, Alexandru Macedon. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. Câte un punct pentru fiecare echipă. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege domeniul și tema. Istorie. Și tema. Monarhia în România. Prima întrebare. În ce scandal politico-financiar a fost implicat Carol I în anul 1868? A. Afacerea Strasberg. B. Afacerea Skoda. C. Afacerea Caritas. D. Afacerea FNI. Să vedem răspunsurile voastre. Liceul de arte spune A, afacerea Strasberg. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi, iar varianta corectă este cea dată de voi, câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua.
în timpul cărui rege român s-a construit Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni? A. Carol I, B. Ferdinand, C. Carol al II-lea, D. Mihai. Arătați răspunsurile. Liceul de Arte spune A. Carol I. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este A. Carol I. În iulie 1897. Câte un punct pentru fiecare echipă. În acest moment, Liceul de Arte conduce cu 11 la 9. Și tot Liceul de Arte alege domeniul și tema. Științe. Anatomia umană. Prima întrebare. Inima încetează să bată după ce este scoasă din corp. A. Adevărat. B. Fals. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de Arte răspunde B. Fals. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este B. Fals. Un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Unde se formează imaginea? A. Pe retină. B. Pe cristalin. C. Pe cornee. D. În iris. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de Arte răspunde A. Pe retină. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă A. Pe retină. Câte un punct pentru fiecare echipă. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege domeniul și tema. Istorie. Mari descoperiri arheologice. Prima întrebare. Cine este savantul francez care a folosit stela de la Rosetta pentru descifrarea scrierii hieroglifice? A. Jean-François Champollion, B. Pierre Curie, C. Louis Pasteur, D. Blaise Pascal.
Arătați răspunsurile voastre. Liceul de arte răspunde A, Jean-François Champollion. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. Câte un punct primiți? Întrebarea a doua. Ce oraș roman, descoperit în 1719, a fost acoperit de cenușa vulcanului Vezuviu? A. Pompei, B. Roma, C. Milano, D. Veneția. Arătați răspunsurile. Liceul de arte spune A. Pompei. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. Primiți câte un punct. Pompei, alături de alte două așezări, Herculaneum și Stabie. Liceul de arte alege domeniul și tema. Științe. Invenții și inventatorii. Prima întrebare. Care dintre următoarele invenții îi aparține lui Thomas Alva Edison? A. Transformatorul, B. Fonograful, C. Arborele cotit, D. Televiziunea. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de arte răspunde A. Transformatorul. Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde B. Fonograful. Răspunsul corect este B. Fonograful. Pentru Colegiul Național Sabin Drăgoi. Întrebarea a doua. Cum se numește dispozitivul care realizează un transfer de energie electromagnetică de la un circuit de curent alternativ primar la altul secundar? A. Condensator, B. Întrerupător, C. Transformator, D. Generator. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de arte răspunde C. Transformatorul. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este C. Transformatorul. Un punct pentru fiecare echipă, inventat de Nikola Tesla în 1888. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege domeniul și tema. Literatură. Tema. Scriitor român interbelic. Prima întrebare. Autorul volumului Joc Secund a fost și A. Medic, B. Matematician, C.
C. Avocat. D. Contabil. Să vedem răspunsurile voastre. Liceul de Arte Sigismund Toduță spune B. Matematician. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. Este vorba de Dan Barbilian, pe care îl voi cunoașteți din literatură, sub numele de Ion Barbu. Întrebarea a doua. Care dintre următoarele piese de teatru nu a fost scrisă de Camil Petrescu? A. Jocul Ielelor. B. Act Venețian. C. Suflete tari. D. Meșterul Manole. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de Arte răspunde de Meșterul Manole, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde A. Jocul Ielelor. Varianta corectă este de Meșterul Manole, scrisă de Lucian Blaga. Un punct pentru Liceul de Arte Sigismund Toduță. Ați răspuns la 20 din cele 40 de întrebări în acest moment. Liceul de Arte conduce la 2 puncte diferență, 18 la 16. Concursul Citești și Câștigi este conceput și organizat de Biblioteca Județeană Ovid de Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Liceul de Arte Sigismund Toduță alege științe, domeniu și tema. IT. Prima întrebare. Da, în limbajul matematic folosit de calculator este reprezentat de cifra A 0, B 1, C minus 1, D 2. Arătați răspunsurile. Liceul de Arte Sigismund Toduță răspunde B1. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. Un punct pentru fiecare dintre echipe. Întrebarea a doua. Ce reprezintă inițialele WWW? A. World Wide Web. B. World Wide Wish. C. Wish World Web. D. West Wide World.
Să vedem răspunsurile. Liceul de arte Sigismund Toduță spune A, World Wide Web. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. Fiecare echipă primește un punct. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege domeniul științe și tema. Mijloace de transport. Prima întrebare. De către cine a fost realizat primul zbor solitar peste Atlantic? A. Igor Sikorski. B. Paul Cornu. C. Charles Lindbergh. D. William Knight. Arătați răspunsurile. Liceul de arte Sigismund Toduță răspunde C. Charles Lindbergh. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. În 1927, primul zbor solitar, fără întrerupere. Câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea a doua. Cum se numește tunelul feroviar submarin lung de 50,5 km, care leagă vestul Franței de sud-estul Angliei? A. Canalul Suez. B. Canalul Panama. C. Canalul Dunăre-Marea Neagră. D. Canalul Mânecii. Să vedem răspunsurile. Liceul de arte răspunde D, canalul Mânecii, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde A, canalul Suez. Varianta corectă este D, canalul Mânecii, singurul tunel submarin. Un punct pentru Liceul de arte, care alege domeniul. Artă sport. Tema. Muzică rock. Prima întrebare. In Excess este o trupă de rock și nu new wave. A. Australiană. B. Americană. C. Engleză. D. Africană. Arătați răspunsurile. Liceul de arte Sigismund Toduță răspunde C, engleză. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este A, australiană. Nu primiți niciun punct.
Întrebarea a doua. Trup și suflet este albumul formației. A. Timpuri noi. B. Celelalte cuvinte. C. Sarmalele regi. D. Voltaj. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de Arte răspunde B, celelalte cuvinte, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde A, timpuri noi. Varianta corectă este B, celelalte cuvinte. Album lansat în 2013, un punct pentru Liceul de Arte. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege un domeniu. Geografie. Și tema? Județe și localități din România. Prima întrebare. Porțile de Fier este reședința județului Mehedinți. A. Adevărat. B. Fals. Arătați răspunsurile. Liceul de Arte Sigismund Toduță răspunde B, fals, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi dă același răspuns. Varianta corectă este cea dată de voi, B, fals. Fiecare echipă primește un punct. Întrebarea a doua. Ce localitate este denumită orașul Paliei? A, Deva. B, Hunedoara. C, Petroșani. D, Orăștie. Să vedem răspunsurile. Liceul de Arte Sigismund Toduță răspunde de Orăștie. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este de Orăștie. Primiți câte un punct. Liceul de Arte alege domeniul. Artă, sport, cinematografie românească. Prima întrebare. Actrița care a interpretat rolul Fecioarei Maria în filmul Patimile lui Hristos este A. Ana Seleș. B. Maia Morgenstern. C. Oana Pelea. D. Nicol Duțu.
Să vedem ce ați răspuns. Liceul de arte Sigismund Toduță răspunde B. Maia Morgenstern. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Varianta corectă este cea dată de voi. Primiți câte un punct. Întrebarea a doua. Acțiunea filmului Operațiunea Monstrul este construită în jurul unui. A. Urs. B. Som. C. Leu. D. Lup. Vedem ce ați răspuns. Liceul de arte răspunde B. Somn. Același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. Primiți câte un punct. În acest moment, echipa Liceului de arte Sigismund Toduță din Deva conduce cu 27-23. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege domeniul artă, sport și tema. Monumente din județul Hunedoara. Prima întrebare. Care dintre următoarele nu este o cetate dacică? A. Cetatea Bălnița. B. Cetatea Costești. C. Cetatea Blidaru. D. Cetatea Colț. Arătați răspunsurile. Liceul de arte Sigismund Toduță răspunde C. Cetatea Blidaru, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde A. Cetatea Bănița. Varianta corectă este D. Cetatea Colț. Datează din secolul XIV, ctitoria cneazului Cândea, sursa de inspirație a lui Jules Verne pentru castelul din Carpați. Din păcate, nu primiți niciun punct. Întrebarea a doua. Cine a inițiat construcția castelului de la Hunedoara în stil gotic? A. Iancu de Hunedoara. B. Matei Corvin. C. Petru Aron. D. Vlad Țepeș. Arătați răspunsurile. Liceul de arte Sigismund Toduță răspunde B. Matei Corvin, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde A. Iancu de Hunedoara. Varianta corectă este A. Iancu de Hunedoara. Un punct pentru Colegiul Național Sabin Drăgoi. Matei Corvin a fost tânărul castelului și are modificări aduse, dar din păcate nu este cel care inițiază transformarea cetății în castel. Liceul de arte alege domeniul și tema.
Literatura. Tema. Literatura fantasy. Prima întrebare. Unde locuia Saruman, căpetenia Ordinului de Vrăjitori? A. Isengard, B. Mordor, C. Moria, D. Rohan. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de Arte Sigismund Toduță răspunde A. Isengard, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde B. Mordor. Varianta corectă? A. Isengard. Un punct pentru Liceul de Arte Sigismund Toduță. Întrebarea a doua. Cine era conducătorul oamenilor liberi de la Nord-Ezid? A. Mens Rider, B. Tormund, spaima uriașilor, C. Ygritte, D. Craster. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de Arte Sigismund Toduță răspunde A. Mens Rider și același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte. Fiecare echipă primește câte un punct. Colegiul Național Sabin Drăgoi alege unul dintre domenii. Literatură. Și tema. Pasmele copilăriei. Prima întrebare. Cine a adaptat și a publicat povestea Albă ca zăpada și cei 7 pitici? A. Hans Christian Andersen, B. Petre Ispirescu, C. Frații Grimm, D. Tolkien. Arătați răspunsurile. Liceul de Arte Sigismund Toduță răspunde C. Frații Grimm, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde A. Hans Christian Andersen. Varianta corectă este C. Frații Grimm. Este un vas cules adaptat și publicat de Frații Grimm. Un punct pentru Liceul de Artă. Întrebarea a doua. Cum se numea voinicul cu merele de aur din basmul lui Petre Ispirescu? A. Prâslea, B. Voinea, C. Țugulea, D. Aleodor.
Să vedem răspunsurile voastre. Liceul de arte Sigismund Toduță spune A, Brâslea, și același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte, fiecare echipă primește câte un punct. Liceul de arte alege din domeniul rămas o temă. Munții Europei. Prima întrebare. În ce insulă este situat vulcanul Etna? A. Creta, B. Sicilia, C. Sardinia, D. Corsica. Să vedem ce ați răspuns. Liceul de arte Sigismund Toduță spune B, Sicilia, și același răspuns dă și Colegiul Național Sabin Drăgoi. Răspunsurile voastre sunt corecte, primiți câte un punct. Întrebarea a doua. Care sunt cei mai vechi munți din România? A, Carpații Occidentali, B, Carpații Meridionali, C, Carpații Orientali, de Munții Dobrogei. Să vedem răspunsurile voastre. Liceul de arte spune D, Munții Dobrogei, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi spune A, Carpații Occidentali. Varianta corectă este D, Munții Dobrogei, format în timpul orogenezei hercinice prin învățirea scoarței, un punct pentru Liceul de arte. Colegiul Național Sabin Drăgoi, pentru ultima oară în concursul de astăzi, alege o temă. Județul Hunedoara. Prima întrebare. Când a fost înființat Parcul Național Retezat? A. 1935, B. 2000, C. 1970, D. 1900. Ridicați răspunsurile. Liceul de arte Sigismund Toduță răspunde A, 1935, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde C, 1970. Varianta corectă este A, 1935, un punct pentru Liceul de arte pe 100 de kilometri pătrați pe domeniile coroanei. Întrebarea a doua.
Unde se găsește lacul Galeșum? A. Munții Parâng, B. Munții Retezat, C. Munții Poiana Ruscă, D. Munții Apuseni. Să vedem răspunsurile. Liceul de Arte Sigismund Toduță răspunde D. Munții Apuseni, iar Colegiul Național Sabin Drăgoi răspunde A. Munții Parâng. Varianta corectă, lacul Galeșu face parte din Parcul Național Retezat, Munții Retezat, din păcate nu primiți niciun punct. Runda de astăzi se încheie cu victoria Liceului de Arte Sigismund Toduță din Deva, 34 de răspunsuri corecte la 27 de răspunsuri corecte. În consecință, Liceul de Arte acumulează 3 puncte în clasamentul grupei, dar se califică în etapa următoare a concursului echipa colegiului I.C. Brăteanu din Hațeg, cu 6 puncte și 61 de răspunsuri corecte. Felicit echipele participante la confruntarea de astăzi. Așadar, în sferturi s-au calificat echipele liceelor care ocupă locul întâi în fiecare grupă. Cele 6 echipe câștigătoare ale primei etape a concursului au fost distribuite aleatoriu de calculator în 2 grupe. Din grupa A fac parte Colegiul Național Decebal din Deva, Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani, iar din grupa B fac parte Colegiul Național Abraham Iancu din Brad, Colegiul Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara și Colegiul Național I.C. Brăteanu din Hațeg. Nu înainte de a încheia, doresc să mulțumesc încă o dată sponsorilor Carpat Cement Holding S.A., Complexul Deva Mall, Fundația Mereu Aproape, TopTech Deva și Vodafone. Și să vă invit la următoarea confruntare din sferturi, care va avea loc miercuri, 29 aprilie, de la ora 13, între echipele Colegiului Național Decebal din Deva și a Colegiului a Liceului Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, iar de la ora 15, între echipa Colegiului Național Abraham Iancu din Brad și echipa Colegiului Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!